lacrimile, pune balsam sfânt și ne mângâie. Mai du-ne la pășune, mai du-ne la izvor, mai ia-ne pe brațe, blândule păstor. Avem nevoie de tine, Iisus, avem nevoie de atingerea ta, avem nevoie de a ta prezență, avem nevoie de ungerea ta. Mai lasă puterea Duhului Sfânt să ne schimbe pe toți în cuget și în gând. Aprinde, o Doamne, focul sfânt în noi, să ardă, să mistuie tot ce e rău și să rămână iubirea, să rămână credința, să rămâi Tu, Iisuse, viu și sfânt Dumnezeu. Slavă ție, slavă ție, bunătate și îndurare, binecuvântat să fie și aici și în veșnicie, Dumnezeul nostru mare. Amin. Sfânta Scriptură, să ne hrănim de aici din cuvântul lui Dumnezeu. Zicea cu Domnul nostru Iisus Hristos că omul, adică noi, lucrarea mâinilor lui, omul nu trăiește numai cu mâncarea asta pământească care o avem în frigider acasă, ci și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, de fapt, punea accentul pe suflet, pe ceea ce va rămâne o veșnicie, ceea ce Dumnezeu a investit atât de mult, l-a dat pe singurul lui Fiu, ca tu și cu mine să fim mântuiți. Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând de la versetul 26, vom da citire de aici la o întâmplare pe care sunt sigur că o cunoașteți. Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând de la versetul 26. O lucrare deosebită pe care Dumnezeu, așa m-a luminat Dumnezeu în seara aceasta să vă vorbesc despre ea, pe care și noi trebuie să o facem din toată inima. Începând la versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen, cu mare putere la împărătea sa Candace, a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, a venit la Ierusalim ca să se închine. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut.
în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile pe care, prin care trecea. Amin. Ascultam o întâmplare săptămâna aceasta, o situație din viața noastră de care ne înconjoară, un lucru prin care Dumnezeu mi-a vorbit și am înțeles un lucru foarte frumos. Povestea un frate care, așa a fost circumstanța, a avut posibilitatea, a ajuns în Statele Unite și a fost, să zic așa, a văzut o ceremonie militară a Statelor Unite, o mai bine zis o defilare a tuturor armelor, armatei Statelor Unite și mai multe. În special, povestea el, era și poliție și pompieri. Deci după ce au defilat fiecare cu tancuri, cu toată artileria și toată tot ce aveau ei în dotare, povestea că ultimii trebuiau să defileze pompierii. Și înainte să apară pompierii militari, în modul fizic, să defileze prin fața oamenilor, zicea că înainte au apărut vreo 3 sau 4 camioane pline cu oameni. Erau date prelatele la o parte, camioane mari, erau cu oameni de rând, oameni absolut normal. Nu erau îmbrăcați în uniformă militară, sau erau oameni. Și povestea că ce-au vrut ei să scoată în evidență prin lucrul acela, au zis că în camioanele respective, nu știu cât erau, ziceau că au pus oamenii pe care pompierii i-au salvat în anul precedent. Erau mulți. Oamenii pe care pompierii i-au scos din foc, i-au scos din apă sau de unde i-au salvat. Și mergeau înaintea lor. Și apoi, la sfârșit, au apărut și pompieri. Și povestea fratele respectiv, referitor la lucrarea asta pe care Dumnezeu ne cheamă ca să luptăm pentru mântuirea oamenilor. Zicea el și se gândea, ce frumos va fi oare în împărăția cerurilor, când, așa zice Scriptura, vom fi răsplătiți pentru tot ceea ce vom face. Dar înainte vor veni oamenii care au fost răscumpărați și la urmă vor face semn că datorită celor din spatele nostru am ajuns aici în cer și Dumnezeu ne-a mântuit. Pentru că au stat la locul lor, pentru că și-au dorit din toată inima, pentru că au făcut cu devotament. Am cunoscut așa câteva persoane care în România, de exemplu, lucrează la pompieri. Nu poți să faci orice vrei tu. Povestea un prieten de-a meu, care alt prieten de-a lui, zicea că lucrează chiar și în adunare. Era un frate credincios, avea telefonul la el, că oricând putea să se dea alarma și vorba aia, că poate mulți dintre dumneavoastră ați făcut armada, ci că ordinul se execută, nu se discută. Zice Dumnezeu, și tare mult îmi place că folosește comparația aceasta, zice că noi, credincioși, pocăiți, cum ne considerăm noi, penticostal, cum vreți dumneavoastră să vă numiți, zice că suntem numiți ca niște ostași în armata lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu la sfârșit îi va răsplăti. Uitați-vă la famenul etiopian, ce frumoasă lucrare face Dumnezeu cu el. Dar uitați-vă la Dav, la Filip, pașii pe care îi face și cum ascultă de Dumnezeu. Uitați-vă ce călăuzire frumoasă are, dacă pot să zic așa, de mâna întâi, nu de mâna a doua, nu second, direct de la Dumnezeu. Vine un înger, îi vorbește, uite, în locul cu tare, te duci, că e nevoie de tine acolo. Observați ce frumos, zice, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te și du-te spre miază zi. Bun, și continuă. Și apoi frumos, din versetul 27, Filip s-a sculat și a plecat. Scurt. Eu îmi place să cred că oamenii lui Dumnezeu, credincioși din toată inima, sunt oameni simpli, frate, nu cu tot felul de figuri, nu cu tot felul de complicați, oameni simpli. Dom'le, ai albă sau e neagră? N-a comentat Filip aici, n-a zis, Doamne, frumos, s-a luat și a plecat unde Dumnezeu l-a chemat. Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi, fraților. Să înțelegem necesitatea aceasta a oamenilor care pur și simplu, dacă pot să zic așa, ard în lumea aceasta. Și e nevoie să fie salvați. E nevoie să fie, pot să zic așa, în echipa de pompieri a lui Dumnezeu, oameni plini de devotament, oameni care să-și dorească, oameni care să înțeleagă. La pompieri nu poate lucra oricine, numai dacă ești dedicat să lupți și să salvezi oameni. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta și să ne cercetăm
Aveam un frate când m-am pocăit și tare mult mi-a plăcut și așa, bine că Dumnezeu îl chemase în slujba aceasta și trebuie să recunoaștem că nu toți sunt chemați ca să fie, de exemplu, evangheliști. Dar e o lucrare deosebită. Dar dacă cumva Dumnezeu te-a chemat, fă-o din toată inima, că răsplata va fi una mare. Și poate nu ești chemat să strigi pe stadion în Viena, pocăiți-vă, sau, eu știu, într-o altă situație în care se adună mulți oameni. Dar Dumnezeu te cheamă la locul de muncă. Dumnezeu te cheamă acolo unde ești. Dumnezeu te cheamă pe scara blocului, unde locuiești, să se vadă că ești credincios. Și Dumnezeu când zice, du-te, apoi du-te. Că răsplata e pentru tine. Că la sfârșit e un mare câștig faptul că ai răscumpărat un suflet din lumea aceasta. Eu când m-am întors la Dumnezeu, printr-un coleg de clasă m-am întors și așa bucuros era că a putut să, când m-am întors la Domnul și îmi spunea el atunci când m-am întors, zicea că ai făcut cea mai mare alegere, cea mai frumoasă alegere din viața ta. Așa bucurie avea când m-am botezat, a fost lângă mine, când am făcut primii pași ca un copil, știi că când e mic, cade în, merge în patru labii, dar îl ții. Așa parcă m-am simțit, ținut, încurajat, ajutat. Haideți, fraților, să o facem din toată inima. Mai sunt câteva lucruri pe care le-am văzut aici. Un lucru iarăși foarte frumos și ce am înțeles este că Dumnezeu când călăuzește un om știe foarte bine. Pentru că Dumnezeu, fraților, e mult prea înțelept ca să facă greșeli. Și mult prea bun ca să îngăduie rău fără motiv. El când aranjează anumite lucruri, când face anumite situații, când le pune la punct, știe cel mai bine. Uitați ce zice aici în versetul 32. Locul din Scriptură pe care îl citea famenul, da? Era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celor cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va sugrăbi pe cei din timpul lui? Era vorba de Domnul Iisus Hristos. Am stat și m-am gândit ce frumos Dumnezeu l-a călăuzit pe Filip exact în momentul potrivit. Exact în situația respectivă în când famenul citea, o să zic așa, ajunsese la poarta prin care se ajunge la mântuire. Exact în fața Domnului Iisus Hristos. Exact acolo Dumnezeu l-a îngăduit ca să fie o călăuză. Ca să fie un ajutor. Nu știa famenul, nu putea. Dar Dumnezeu și-a trimis omul lui. Și-a putut. Pentru că a ascultat de Dumnezeu. Fraților, vreau să venim în seara aceasta și să înțelegem că Dumnezeu în viața noastră a investit niște lucruri deosebite. Că Dumnezeu în viața noastră ne-a binecuvântat cu multe lucruri și noi de multe ori uităm. Amintiți-vă de pilda aceea cu smochin. Dumnezeu cere de la noi un rod. Eu nu cred că dumneavoastră, dacă ați avea o grădină și ați planta acolo câteva, nu știu, ce doriți dumneavoastră, pom, legume, v-ar place așa să aveți numai buruieni, să fie numai de expoziții. Puneți o grădină pentru că aveți un scop. Domnule, vreau să crească roșii, castraveți, eu știu ce doriți. Așa și Dumnezeu a investit în noi anumite lucruri și dorește de la noi un rod. Dorește de la noi un rod. Gândiți-vă la o, de exemplu, la o turmă de oi. Eu nu știu dacă există un cioban în lumea asta care să nu își dorească de la turma lui să aducă, să facă brânză, să scoată din ea lână. Gândiți-vă, o oaie, de exemplu, care nu naște miei, e o oaie stearpă și-i tăiată, e dusă la abator. Gândiți-vă, uitați-vă în viața dumneavoastră, câți oameni s-au pucăit după mărturia dumneavoastră? Câți miei, dacă pot să folosesc comparația asta, la câți miei ați dat naștere de când sunteți credincioși? Eu nu vă cunosc, eu am venit de la Târgu Mureș, așa a îngăduit Dumnezeu să trecem pe aici, să avem părtășie împreună, merg mai departe, nu vorbesc despre nimeni, vreau ca în seara asta să ascultăm și să fie cuvântul lui Dumnezeu, nu zic de nimeni, zic și în dreptul meu, în dreptul la noi toți. Câți oameni s-au pocăit după mărturia credinței noastre? Pocăiți de 10 ani, de 20 de ani, de cât vreți dumneavoastră? Gândiți-vă, la sfârșit vom fi trași la răspundere. La sfârșit vom fi trași la răspundere. Povestea un frate și mi-a plăcut exemplul acesta, că a dat, de exemplu, un examenul auto și pe vremea aceea era cu chestionare. Acum, nu,
copii cu, pe calculator, în fine, alte metode. Și povestea că era pe chestionar, el avea impresia că a învățat, de fapt nu a învățat și se corectează acel test, nu a luat examenul respectiv, foarte dezamăgit, povestea că nu, s-a dus, era dezamăgit. De fapt, era un anumit șablon, după din care testele respective erau corectate și după șablonul respectiv, după rezultatele alea, dacă nu era așa, nu luai. Fraților, la sfârșit, dacă pot să zic așa, șablonul după care vom fi cântăriți, vom fi evaluați, e Sfânta Scriptură. Și avem atâtea exemple în care Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a vorbit și treaba noastră e să luăm seama la ce Dumnezeu ne-a vorbit. Haideți să venim în seara aceasta să ne pocăim din toată inima și să dorim din toată inima să lăsăm ca ce a investit Dumnezeu în noi să curgă mai departe și la cei din jurul nostru. Ce mare bucurie când vezi un om că se întoarce la Dumnezeu. Ce mare bucurie să vezi un om că citește Sfânta Scriptură. Să vezi că dintr-un om care trăia în tot felul de păcate, se întoarce la Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Vă doriți lucrul acesta, frate? Vă doare inima și pe mine. Am în familia mea rude care nu sunt mântuite și mă rog de mult. Dar Dumnezeu mi-amintesc că spune și ne îndeamnă să insistăm, să nu ne lăsăm. Să insistăm, să batem la ușă și în vremea pe care Dumnezeu o rânduiește, o hotărăște, va deschide și va binecuvânta și strigătele noastre. Amin. Domnul să-L binecuvânteze. Prieten, rămân liniștit, pentru a ta credință sfântă, una pe pământ, nu voi asculta de oameni, ci de-al tău cuvânt. Pentru a ta credința sfântă, una pe pământ, nu voi asculta de oameni, ci de-al tău cuvânt. Pentru calea ta cea dreaptă, alungat de-aș fi, mai statornic lângă tine, mă voi alipi. Pentru voia ta curată, prigonit de-aș fi, iar în fața ta de-a purul, neclintit a fi. Pentru voia ta curată, prigonit de-aș fi, vreau în fața ta de-a purul, neclintit a fi. Mai plăcută e ascultarea iar tău sfânt cuvânt, decât mine jertfe aduse astăzi pe pământ. Vreau să ascult cu întregul suflet, vreau să ascult mereu adevărul cărții tale, Doamne, Domnul meu. Vreau să ascult cu întregul suflet, vreau să ascult mereu adevărul cărții tale, Doamne, Domnul meu. Pentru adevăr de-aș pierde tot ce am mai drag, de-aș rămâne fără nimeni, străin și priviat. Mie de-ajuns să-mi știu, Iisuse, viața-n mâna ta, adevărul și iubirea-ți
mă vor mângâia. Mi-e de ajuns să-mi știu, Iisuse, viața-n mâna ta, adevărul și iubirea-ți mă vor mângâia. Pentru mine tu ești totul, adevăr și har. Viața mi-o jertfesc întreagă, ia-l tău sfânt altar. Și cu inima sfințită vreau să-nalț mereu adevărul pretutindeni, El e Dumnezeu. Și cu inima sfințită vreau să-nalț mereu adevărul pretutindeni, El e Dumnezeu. Mesager rătăcitor prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus slujba mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Bun a fost și bun cum nu e altul, ca al meu mire drag Iisus Hristos. Cum să nu-i cânt când cu atâta milă m-a luat în brațe când zăceam zdrobit, când celor din jur le inspirua doar silă, El m-a ridicat cu drag căci m-a iubit. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Blând și blând a fost cum nu e altul, ca al meu mire drag Iisus Hristos. Voi cânta mereu cât voi avea suflare și-l voi preamări, căci m-a iubit nespus. Când mi-a fost mai greu, în chin și-n încercare, lângă mine a stat aproape doar Iisus. Lauda mea e doar pe împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Când și când a fost cum nu e altul, ca al meu mire drag Iisus Hristos. Spune-ți tuturor să știe ori și cine de iubirea lui și-al său belșug de har. Orice muritor ce sincer la el vine are viață-n veci și mântuirea-n dar. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Bun și bun a fost cum nu e altul, al meu mire drag Iisus Hristos. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din locul acesta. Într-o zi niște frați s-au dus undeva într-o adunare și toți erau vorbitorii.
acum, ca să nu fie înțelegere, o luată cuvântul tuturor cu tot, se pune capăt. Păi zice, ca să nu fie înțelegere după adunare, trage la sorți, pe care pică pe la vorbi. Și-o tra la sorți, și-o picat pe doi, o vorbi ei. Unul dintre ei era așa mai curalin, dintre grup. Îi plăcea tare să vorbească, să sfătuiască, să trece. După ce ieși în afară, era tare frământat să vorbească, așa că de vreți să vorbească. Chiar asta îmi zice, trebuie să vorbească, așa mi se vorbeau. Poate că s-a asta. Așa mi se vorbește lui poate. Să vă ții mai mult, ce zice, să vă bucurați, să fiți să vă vreau să vă promit că să rog să vă spun frate că tu ai să vă spun să vă dau la că dacă nu aveți de perete, poate mi se dă și vă prind de veci de aici. Știu eu, miez în nopți, vă trebuie să mă rog să înviață. Că văd că somnul vine, nu? Domnul să vă binecuvinteze. M-am gândit la un cuvânt din Scriptură de care avem mare nevoie toți care sunt. Eu mă gândesc că toți cu sunteți aici aveți cauze înaintea Domnului, adevărat? Și ne frământă gândul că de ce nu ne ascultă Domnul sau de ce nu avem răspuns la cauzele care le purtăm. Nu? Și de multe ori vreau să vă spun că ne rugăm și nu știm cum să ne rugăm. Gălăgia multă nu-L încântă pe Dumnezeu. Nici lacrimile. Vă dau dovadă din Biblie. Haideți numai să ne ducem în 1 Samuel, în capitolul 7. Spunea cuvântul lui Dumnezeu aici. Deci 1 Samuel, în capitolul 7. Dați-vă versetul 1, spune așa: locuitorii din Kiriat Iarib au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Versetul 2. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuse 20 de ani. 20 de ani. Spunește-a, în timpul acesta de 20 de ani, Dumnezeu lipsea din Israel, chivotul lipsea. Era unul singur care era și care mai avea legătură cu Dumnezeu, Samuel. De multe ori ne frământă gândul că, bă, nu-i pocăit aici, nu-i pocăit dincolo, nu-i pocăit dincolo. Nu-i pocăit, pocăiește-te tu. Pentru că aici avem un om care 20 de ani și-o trăi viața cu Dumnezeu și în jurul lui era numai nelegiuire și păcat. Așa ne arată cuvântul Dumnezeu, spune. Trecuse 20 de ani de când Dumnezeu lipsea din Israel. Și după 20 de ani, Dumnezeu s-a îndurat și-a pus un tub de trezire în popor și spune așa. Atunci toată casa lui Dumnezeu au plâns după toată casa lui Israel. A venit un duc de pocăință în ei și a început să plângă, a realizat că fără Dumnezeu nu-i bine pe pământ. Vreau să vă spun ceva, Dumnezeul meu nu m-a dezamăgit niciodată. Oficialitățile astea noastre m-a dezamăgit, v-o promis și nu ne-o dat. Măcar că nu i-am votat. Dar nu ne-o dat. La locul de muncă, când a venit acum un nou patron, a promis marea și sarea, eu vă voi da adevărate salarii. Da, mi-a dat adevărate salarii. Și câte și câte promisiuni am avut pe pământ și câte am făcut noi și i-am dezamăgit pe alții. Și alții ne-au dezamăgit pe noi. Că le-am promis și nu am. Și de multe ori l-am dezamăgit noi pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu pe noi nu ne-a dezamăgit niciodată, pentru că El este credincios și a rămas credincios. Dumnezeu să fie binecuvântat. Israelul s-a trezit și a început să plângă. Mai câte zile au plâns, nu știu.
Koblenz luni, Koblenz zile, Koblenz mai multe, știu eu, poate chiar ani, nu arată Scriptura, dar arată Scriptura că a început să plângă. Când îl vezi pe un om că plânge, e așa că te înduplecă. Da? Ei, dacă te plângi în față. Câtă fățărnicie îmi plâng. Poate nu credeți, că am experiență. Am primit odată pe o văduvă, ca familie, ca musafire. Spunea către mine că ei la spital cu copii și probleme și probleme și probleme și nu e nicio problemă, vii și stai la noi. Și acum sâmbătă îți spunea că te duci acasă și nu te mai duci acasă, cel de bani, rămâi la noi cu ăla, nu se rezolve problema. Sâmbătă trebuie să mă duc undeva la rugăciune cu soția și l-așteptam pe socul să vie să stai cu copii. Și socul așa s-a întâmplat atunci cum turbea, dar ea, știți cum amabilă, zice, uzi, puteți pleca cu câteva minute sau câteva zeci de minute, stau eu cu copiii, nu-i nicio problemă. Am lăsat-o pe ea. Când am venit seara, nu știu pe ce, la ora acasă, când am intrat pe ușă, Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut așa, femeia asta, o șefie. Întreb pe socru, unde zice, o dispărut, zice, o să văd că se duce la adunare, undeva în Târgu Mureș, nu mai zic, dacă mă duc la dulap, avem acolo o sumă de bani pentru Domnul, banii Domnului, că nu era. În altă parte nu era, în altă parte nu era, vezi ce s-a întâmplat, eu m-am sărut. Dar curios, fraților, că ne-am pus și ne-a rugat și plângea în rugăciune, o cântat în adunare și plângea în cântare, s-o pun la rugăciune, plângea la rugăciune. E ce la crimi era? Hoța plângea la rugăciune. Hoța plângea la cântare. Da. Pentru că unii oameni sunt foarte sentimentali. Poate la 3-4 cuvinte nu aveți cât urmat. Iubiții mei, i-aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe Dumnezeu. Nu l-au cântat lacrimile din trăie. Pe Dumnezeu îl încântă când ne pocăim, Dumnezeu să fie binecuvântat. Și uitați să vă spune cuvântul Dumnezeu. Stă Dumnezeu de vorbă cu Samuel și o să vă voi, Samuel. Spune-le să se oprească timp. Că pe mine nu mă încântă lacrimile și plânsul lor, cât păcatul în viața lor și în casa lor. Spune cuvântul Dumnezeu versetul 7. Samuel a zis întregii casele Israel. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, dacă scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astartele și îndepărtați-vă din mine și îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui și El vă va izbăvi din mâna. Nu lacrimile, nu! Scos păcat afară. Și dacă tu scos păcat afară, Dumnezeu te binecuvintează. Slăviți să fie Domnul. De aceea spune cuvântul Dumnezeu în Faptele Apostolilor, în capitolul 3, mi se pare, că dacă ne întoarcem la Dumnezeu și dacă ne pocăim, vin peste noi ce? Necazuri? Nu, vin vremuri de fiorare. Nu că faci multă muzică în adunare. Nu! Fățarnii, băi, binecuvântați-vă, dați mâna. Ce să te binecuvintezi, bă? Tu nu poți să vezi în ori. Tu te ceri cu el, vin adunare și te întorci și binecuvintezi. Nu, asta e fățărnicie. Lucrul ăsta e luat din Occident. Păi vin din România. Țineți pocăința ca România. Da. Șmecheraș, cu afaceri. Ce te binecuvintezi, bă, și tu ești un picălos de om. Eu aș dori să ne binecuvinteze Dumnezeu din cer! O pocăință reală, să trăim, să vină vremuri de înviorare, mărire lui Dumnezeu. Când te rogi, Dumnezeu să te asculte, nu? Când zici tată, El să zică, iată-mă! Ei, dacă să se întâmple lucrul ăsta, cu tine și cu mine, trebuie să faci niște pași. Trebuie să te urci undeva și trebuie să prinzi legătură cu cineva, Dumnezeu să fie binecuvântat. O zic, Domnul, că nu-i urechea mea prea tare, nu, nici mâna lui Dumnezeu nu-i prea scurtă, să nu vină până aici în Viena să le binecuvânteze, nu-i prea scurtă. O să fie problema la noi, că păcatele noastre pun o zi de despărțire între noi și Dumnezeu, Domnul să fie binecuvântat. Da, nu strigătul în strânăniu, nici lacrimile multe.
Așa de mult aș dori ca și eu, Dumnezeu, să mă ajute să știu să mă pot, să mă rog. Viți-mi, dacă ne ducem în Luca, în capitolul 11, haideți numai, mă duc așa cât aș, ne oprim. Spunea într-o împrejurare cineva, într-o zi, Iisus se ruga într-un loc al lui. Și în momentul când se ruga Iisus, erau ucenicii și l-au auzit, dar nu ucenicii Domnului, erau ucenicii al lui. Cum s-a rugat Domnul și pentru ce s-a rugat, n-arată Scriptura. Dar atât arată că ăștia l-au auzit, l-au văzut pe Iisus. Biblia ne spune că se duc trei cu el pe muntele cel sfânt. Și Iisus acolo se pune pe genunchi și începe să se roage. Și în momentul când s-a rugat, Domnul a făcut ceva, deci s-a schimbat împărtășarea fetei și împrăcămintea. S-a coborât doi delegați din cer, s-a făcut de vorbă cu. Ce minunat ar fi ca în așa fel să știi să te rogi, când te rogi Dumnezeu să te schimbe. Îmbrăcămintea ta, împățișarea ta, aia lăuntrică, să fie să schimbe Dumnezeu să fie binecuvântat, dacă până în seara asta ai avut haina aia răutății. Domnul s-o rupă în seara asta, să te facă un om altcumva, mărire lui Dumnezeu, dacă e fost un om care se prinde Duhul ăsta de mânie, Dumnezeu să te elibereze, parcă e la mod acum să ne mânie. O intra moda asta în adunare, parcă dacă nu te mânie, nu-ți cade. Dar mânia zice Biblia că nu este Sfântul, și Dumnezeu zice că nu este Dumnezeu, că dacă ai crede că este Dumnezeu cu adevărat, nu te mânii așa, nu? Ca Ion. Domnul Iisus, bine faci eu dacă te mânii. Asta și față de Dumnezeu, bine faci. Fiți-mi, eu aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să, așa, să lăsăm pe Duhul Sfânt, să ne învețe, să ne rugăm. Pentru că Domnul Iisus Hristos, după ce a fost botezat, a început să se roage. Și asta a fost o priveliște pentru cei din jur, că erau acolo oameni care asistau la botez. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când se ruga Iisus, s-a coborât Duhul Sfânt. Fraților, știți că Dumnezeu trăiește și că mai are oameni cum să rogă oamenii, să se rogă Duhul. Dumnezeu să fie binecuvântat. Nu-ți mulți să pot, puțini ăștia, dar Dumnezeu îi mai are. Mulți au murit. Era o frate undeva în Cluj, bătrân, pe timpul lui Ceaușescu, avea sector și la Cărcul Bune, era undeva o frate așa, mai la margina, mai marginalizat, așa, și o spunea conducătorul de adunare, frate, doresc să fie binecuvântat. Se adunarea. Băi, fraților, când se coboară Dumnezeu, spune în Biblie că și turmele fiind prezenți. Și copiii se rogă, noi am avut experiență. Băi, când vine Dumnezeu în adunare, nu mai mișca nici continuu. Făcut odată o stăruință după Duhul Sfânt de Târgu Mureș, Dumnezeu l-a botezat pe un copil de 10 ani. Băi, dar vorbea linte de uimei, băi. Numai lângă el a existat să-l asculți ce cuvinte avea de a se ruga înaintea lui Dumnezeu. Erau alții cu liceu terminat. Da, erau la Petru Maier, la facultate. Dar nu putea să aibă inspirație de așa cuvinte de rugăciune cum avea copilul ăla că îi vedea Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie bine și plăcat. După pocăit o frate de acolo la noi și asta l-a cercetat, să duc să la el, era un băiat de la fatica parte, nu putea să judece multa. Nu vine adunare. S-au pus pe genunchi. Biblia spune că nici ea fără minte pe calea Domnului nu să Dumnezeu îi trebă, mărire lui! Și s-a pus ăla la rugăciune. Și de adunare s-a pus și copilul la rugăciune și a zis Domnul, țara asta, copilul ăsta, uite, voi cerceta pe fiul ăla ca să se facă. Dar trebuie cerceta, Domnului, sportivii, au citit. Cu cititul lui, cu câte, pe unde a umblat el și câte a făcut, când a fost pe genul, era mulțumit. Băi, dacă l-a luat Duhul Sfânt pe el, copilul ăla, a fost făcut să roage. Copilul ăla care
S-a făcut copilul la o rugăciune, de asta s-a făcut în pesada. La fiul să fie Dumnezeu. A venit și-o lua hotărât, gata, mă cumpăresc, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, la adunarea mare, în cuvântață, cu costum de cruci, și medele italiene, cu pleacă până aici, era, era luptător. Eu vine și misionar, nu era din străinătate, pentru că era de timpul și-o ce. Nu vine nici pe misionari. În adunare, în țara, am stat în fond de misionari, în biserica, deci Dumnezeu care îi lepusește, nu vine nici și bolnavi, să trebuie ceva probleme cu misionari. Portului care l-au depus cu inima și acolo în acest legal aici, că cum de avea, nu știu ce-am spus în care avea, portul avea. Și nu pot să mă atât față, dar să te roagă pentru el. Înainte de a fi rugat de publicare, se face de lucru, nu se face sobă, de lucrări ca fiind de căpărie, nu poate să facă. Face mângerea ca să ne duc, vă zice, și apoi zice, vrem să vă puteți să fim putem să fim să vă rog să fim acum trebuie să procedeze. Băi, când au apărut ăsta în față cu muscuțuri de la mine, păr mare până aici, așa, că totul era cu prăbura după. Și acum doctorul cu vaca, cu religie, dar au zis, 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 cum s-a rugat pe ea să roage, să ierte păcatele, s-a rugat și să zică Domnul ăsta să fie. S-a pus mâinile peste el, zice, fraților, când s-a pus mâinile peste mine, zice, intrat-o în căldură, zice, cap până tălpină cu cioastră. Dumnezeu m-a vindecat în țara, în toate bolile. Și când a început să se roage pentru Duhul Sfânt, nu s-a rugat, decât vreo două minute, Dumnezeu l-a lăsat pe Duhul Sfânt peste el, să zice să vorbească la rău. S-a dus acasă și o noapte întreagă, în căminul de nefamilii, s-a rugat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-l scutine. Acum, o schimbare așa mare, nu ușoară, fraților. A văzut tată tot care era activist de partid atunci, avea ceva funcție. L-a văzut durorile lui, l-a văzut tot cei ce îl încodorau, pentru că, zice, e nebunit, bă, zice, ăștia veți ce-o spăla creierul, măi, problemă cu tine. Zice, te ducem la un doctor de tapiat. Era la noi un doctor psihiatru mai revenit, așa, în Târgu Mureș, și l-a dus acolo. Nu, îi conduceau șeful, l-a poftit de înăuntru, ce probleme ai, ăsta i-a spus. Ăsta i-a povestit din ala zi, tot drumul pe care l-a parcurs până a ajuns în situația. Și uita doctorul așa la el și l-a dat, auzi mai tine. Dacă iau 10 către tine, că ești pe bun lumea și cunoaște de tine, dar nu ce-l spui ceva. Uite pe drumul ăsta pe tine. Pentru că au fost niște oameni care l-au învățat cum? Dumnezeu. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze chiar așa. Într-o zi, tu te ruga într-un loc anumit, când ai strâmbit rugăciunea unul cu mulțumitul lui, i-au zis, Doamne, învață-ne să ne rezultatele lor. Le-am găsit cum arată. Deranjat.
puterea Întunericului, nu? Și este deranjată. Ăștia la alți care se compromit așa cu lumea. Când cu Dumnezeu, când cu păcat, când cu moda, când cu... Știu eu alte lucruri, dar nu-i deranjată. Deci că ne place la asta. Deci nu știu să vă vreau de Băi, dar pe ea deranjați care umblă totdeauna cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, dar de ce Domnul este neinformat înaintea? Este deranjată pe satana. Acum vă mai zic, noi trebuie să se întâmplă la mine. Voi da cu trupul, e scăzită pe trapul, 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 e scăzită pe dacă Dumnezeu cu noi nu poate fi cu Dumnezeu. Ciudă că pe Haman vă fie acolo. Vrei dacă ai încercat în cază, când ai luat ca vreo dată, nu e o problemă. E o problemă cu Dumnezeu, că nu mai ai. Deci că ești necumat cu Dumnezeu face parte din Dumnezeu. Haman eu să fac groapa la Marteoel, dar Dumnezeu l-a putut să cadă el. Eu-și dori ca Dumnezeu să ne bine cu Dumnezeu. Pe toți care sunt de mult la aceasta. Și au zis, băi, gata, lichidă pe Daniel. Ei au zis că, da, nu l-au lichidat pe Daniel, că s-au lichidat pe ei. Biblia ne spune că Daniel ca și mai lent. Să rugă de Dumnezeu. Să rugă de Dumnezeu. Au zis că nu a fost bine, dar Dumnezeu nu s-a fost de acolo. Eu-și dori ca Domnul să ne bine cu Dumnezeu. Să știu. Ce nu trebuie și de nu ce, și nu de ce trebuie. Și au lucrat satana în întunecat-o. Și acum eu cu Iulian, eu de el m-am îndepărtat. În momentul când m-am îndepărtat de Iulian, de cineva, tot m-am apărut. Și aș dori ca în fara asta să fac o lumină de ce trebuie să ne îndepărtăm și de ce nu trebuie să ne îndepărtăm. Primul lucru găsim în 2 Timotei, haideți să mă trebuie și de de ce trebuie să ne îndepărtăm. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Timotei, versetul 9. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă restituită atunci ce de aceasta. Domnul cunoaște pe ce ce dă ai lui. Oricine! Mă rog, vezi că lumea de Domnul. Dar cum spunea eu, să te prăzelege din ca să dragi un prietenește pe cu Dumnezeu și va merge. Eu aș dori ca Dumnezeu să vă spune
binecuvintează pe toți. Iar aceasta să punem în practică, ne îndepărtăm de rămâne. Pentru că ne arată cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 12. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea cuvântului lui Dumnezeu, chiar și rugăciunea lui este o... Trebuie și-o dorit ca Dumnezeu să aibă milă de noi, iubițele. Uitați-vă numai ce ne arată în cuvântul lui Dumnezeu aici, o lucru mai dureros. Și zice, versetul 16, versetul 15, Dumnezeu îți zice celui rău, și cu trebuie să legii de verde, ca ai cură, legea lui Dumnezeu. Ce te vorbești cu mine, Dumnezeu? Ce te rupi? Ce te produc, Dumnezeu? Și arunci cuvintele mele înapoi a... Se spune tot în Proverbe că cine nesocotește cuvântul lui Dumnezeu ce face. Și cine urește, starea nu va fi lăsat ne... Eu-și dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, iubiți mei, de ce? Când tu urăști lucrările mele și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă vezi un hoț, de unde știi? Te însoțești cu? Dai drumul curii la rând. Doamne, cât e slobosul. Cel mai mare, cel mai mare dușman al meu e curat. Mai departe. Ta, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetește fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut-o Dumnezeu în dreptul tău. Într-o dată o vorbi cineva de rău. Cuvântul lui Dumnezeu e în gura mea, rugăciune fac și aștept să fie rezultat. Că oricine rostește numele Domnului să se îndepărteze de... Ăsta e primul pas, iubiți mei. De ce trebuie să ne îndepărtăm noi, Domnul să ne binecuvinteze? Al doilea lucru, că să mai des să ne ducem în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblia. În Tesalonicen. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, capitolul 4. Spunea Pavel, în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă porunci, fraților, să vă depărtați de oricine, de orice frate care trăiește în o rânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit la... Dar de ce-l păcați în comitet? De ce-l păcați în comitet pe ăla care trăiește în rânduială? De ce îl puneți pe acolo? Până într-o două frate, uite mai de ce. Scrie în Biblie, că cine dorește să fie prezbiter, episcop, dorește un lucru? Scrie că dorește, nu e lucru rău, e lucru bun. Dar o să fie episcopul putre. Că bărbat al unei, să nu fie tătăuș, să nu fie mânion, să-și fie casa în rânduială, copii să fie pocăiți, soția să fie pocăită. Mă, dacă ți-e așa casa, nu-i lucru rău. Dar dacă nu ți-e așa, de ce dori? Dacă nu ești de treabă, de ce te faci? Nu-i problema că dorește cineva să ajungă în comitet.
sau presbiter sau diacon care nu trebuie. Și biserica l-acceptă. Și după aceea vinge biserica și plătește și murmură și vorbește de rău. Ăștia l-au votat acum cu PSD, mă nu, și acum ne credeți oamenii că eu mă țin dragul, o scupit tot. Și zic, mă, voi l-ați ales, bă, voi l-ați ales. Că cu o mână v-o da și cu 7 zile e. Și acum plângeți ce ați făcut. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să chipui lucrurile după Biblie. Băi, vrednic îl pune, nu-i vrednic să stai după să conducă doi, dar cum trebuie. Să conducă doi, dar să fie după Scriptură. Dumnezeu să fie. Degeaba ai șef în comitet și nu trebuie. Băi, să ai frică, să iei, amin, fraților? Ce spune Scriptură? În numele Domnului Iisus Hristos vă porunci, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială, nu după învățăturile pe care le-ați primit de la și să mă depărtesc de la care vine în Domnul. Vă pot îndepărta. Urce aici. Dar după aceea, îl las în jos, pentru că m-o dat acolo plăge, s-o ruga să fie o pocăit, și e că Lazar a fost pocăit. Și l-a avut pretenția de Abraham să-l trimite pe Lazar, că era om de încredere în casa tatălui său, și că mai are 5 fratele și 5 să pocăiască. Dumnezeu să fie pocăit. Are încredere oamenii din tatăl tine? Cine știe? Eu avem întrebat cu cineva. De băi, frate, am vorbit cu patru și l-au spus tata, era carul. Pe timpul ăla nu era mașină. L-au promis la un om că se duce din putare și la putare oră să facă ceva. Și nu a putut ajunge. Și pentru că nu a putut să ajungă, s-a dus 30 de kilometri din jos. Să-i spui la om că nu poate să ajungă în ziua aici la ora. Pentru că cuvântul lui avea preț. Că pe flori le cunosc după miros. Pe pasăre după câmp și pe om după... Băi, pocăitul trebuie să aibă cuvânt. Dumnezeu să fie binecuvântat. O zis că mere la ora aia, la ora aia trebuie să meargă acolo. O zis că face cu tare lucru, chiar dacă rămâi în pat după față, așa trebuie să fie curat. Dumnezeu să fie binecuvântat. Lisește kilometri de lucru să-ți rămâie cuvântul cuvânt și acolo și cineva rămâne. Lisește tare lucru. Era la câteva sute de metri de ce. E omul care i-a sunat. Omul e primit în lucru. Omul e nu sunt localitate de care se la primit de lucru. Mințe mă pocăi. Dacă ai vrea să meargă. În numele Domnului fie bine, dar vă poruncesc să vă... Dar de întrebările nebune, de înșurările de neamuri, de cercuri, de ciorofăieri, de privire la legi, de legi, când e folositoare și narnice. După întâi așa dau mustrat, de păminată de cel ce aduce, problema este că noi nu ne îndepărtăm de ăștia care i-a citit de noi. Și când ăștia îi ținem în comitet, ăștia trebuie să n-am comitet. Da, da, ăștia conduc acolo. Și ăia care ar trebui să fie aici, ce e acolo în față? Să avem pretenția om care ce se face, pot și după
mine mântuitată, cu ție adevărul. Dacă ție adevărul și adevărul te ține pe tine, Dumnezeu să fie binecuvântat. Deci, pe Psalmul 45, spune, război, curge în carul tău de biluință, apără, adevărul, credeți așa, ține-i adevărul, trebuie apărat. Și în țara asta se vorbește de un optaj. Care îl vorbește? Este un optaj, nu poate să fie pe cucerul ce va fi la ochi, dacă se duce lucrurile vieții. Noi suntem nici la oasele, trebuie să ne luptăm pentru Iisus. Iisus e adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul să fie binecuvântat. Și dacă ai vrea să te asculte pe Dumnezeu, dar tu l-asculti pe El. Vrea ca Dumnezeu, băi, dacă tu ții adevărul, te costă, fraților. Adevărul l-a costat pe fiecare care l-a ținut, l-a costat și pe Iisus. Pe Pavel, pe Petru, pe toți, i-a costat adevărul. Crezi că pe tine nu te costă, te costă. Dar gândiți-ne, adevărul te costă. Eu mă pun și dorm în pace. Că numai tu, Doamne, îți dai o dignă. Îți pui pușul meu, un locul meu, mărire. Care în această seară au stat la dispoziția Domnului, au fost împreună cu noi, ne așteaptă o săptămână din nou, multe săptămână multe, care dorim ajutorul Domnului. Spunea aici, într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit,